Ei, salut și bine m-am regăsit la un nou videoclip, episod, habar n-am ce naibii să fie ăsta, în care o să ne jucăm, da, prima dată când apare ceva cu fotbal pe canalul ăsta. Mă rog, deși dacă stau să mă gândesc că nu am postat pentru prima dată, nu ăsta e primul lucru cu FIFA de pe canalul meu, adică știți că am făcut două shorts-uri în care vă arătam eu echipa mea. Ei bine, a trecut săptămânile, zilele, lunile, de atunci s-au băgat și multe update-uri, mă rog, s-au băgat multe update-uri pe FIFA de atunci. Așa că, da, hai să nu mai stăm la vorbă și să începem. Acum, după cum puteți vedea, uite și aici unde scrie Liga A, scrie Team of the Season. Acum este Team of the Season pentru cei care nu se mai joacă FIFA, mă rog, sau cei care se joacă FIFA, pentru cei care s-au jucat FIFA și acum au făcut și ei o pauză. Oricum, după cum puteți vedea, sunt jucători Team of the Season de anul ăsta, gen Lacazette. În fine, nu asta e important. Hai să vă arăt și echipa mea de 122 overrating cu 100 chemistry. Îți mulțumesc celui care mi-a scris în comentarii să mă top. Cam asta este echipa mea. Nu știu, acum dați-vă voi cu părerea despre ea. Pentru mine, eu zic că e destul de bună. Și ca fundaș, și ca mijlocaș, și ca atacanț. Știu că portarul nu e cel mai bun. Dar credeți-mă. Nu vă trebuie un portar de, nu știu, să zicem că vine 110 overrating sau 215 overrating stock. Direct cum îl cumpărați. Nu contează asta. Credeți-mă, Van der Sar, icon din Team of the Season, stați așa, Van der Sar mi se pare că e. Mele. Ba da, de exemplu, Van der Sar e destul de bun, dar nu le apără cum le-ar apăra Lafont, sau Lafont, cum mi se zice lui, sau ca unul în porte, sau ceva gen. Toți așa că acum îl caut. Oricum, în porte ăla, de vă zic eu, aba n-am cum să-l caut. Portarul ăsta, de vă zic eu, joacă pentru un național la Olandei, care face o în Cupa Mondială, pe care cu toții știm că Messi a câștigat. Uite, adică până și Noppert e un salvator destul de bun. Adică ăsta apără tot. Pe bune. Dacă e upgradat și skill-ul, e și mai bun. Și ar mai fi unul, dar ăla e destul de scump. Numai dacă aveți bani mulți pe FIFA, ar putea să-l cumpărați. Și anume despre Cobel, nu știu cum mai bine să zice, Team of the Season. Da, deci ăsta este bun rău și ăsta e bun. Doar că numai pentru cei care au bani sau care l-au luat în eventul cu Bundesliga de la Team of the Season. Și da. Și na. Vă mai arăt o dată echipa. Plănuiesc să schimb ori pe Veron, ori pe Koeman, cu Hincapie. Stați că acum vi-l arăt pe Hincapie ăsta. Deci fii atent, joacă la Bundesliga, joacă pentru echipa asta, Bayer 04 Leverkusen. Control back și programul poate. Hincapie, uitați.
E 3.100.000. Și ăsta chiar e bun. Adică până și un prieten de-al meu îl are. This friend. Look, he has it. Bun. Hai să facem și noi niște meciuri, că deja suntem de 5 minute aici și n-am făcut nimic. Yes. Opa, chiar avem și ceas. Hai, bun. Hai să facem skill game-ul. Un pic card. Valencia. Bă, dar ce ciudat e că colombianul ăsta, nu, de fapt e din Ecuador ăsta. Da, singura țară dintre Venezuela, singura țară dintre astea trei, Venezuela, Colombia și Ecuador. Ecuadorul a fost singura țară dintre astea care a participat la Cupa Mondială în 2022. Așa, am primit și 200 de training transfers point. Ciudat că pe stadă în Ecuador, Valencia, strikerul ăsta, îl cheamă Valencia. Și nu știu dacă știți, dar există și o echipă de la La Liga care se numește exact la fel, Valencia. Și pentru cei care l-ați prins pe Valverde, Team of the Season, să-l faceți direct, să completați puzzle-ul și ca să-l luați. Eu nu l-am luat pentru că n-am reușit. Ciao! Adică am reușit să fac doar marginile și partea de jos. 106. De ce nu mi l-a dat pe Medina? Măcar așa nu mai iroseam bani, iroseam doar puncte de noastră. Să sperăm că avem noroc. Doamne, dă să pice ceva bun. Tu zba joc de mine, este? Ai, cine nu poate să-l vând? Firar măsă, naibii să fii. Bă, da, stai puțin, eu l-am primit pe ăsta, dar... Bă, eu l-am pe Medina sau nu? Îs prost sau nu? Nu l-am în niciun caz pe Medina. În schimb, l-am pe Nsaim ăsta. Că acesta e de caca. Crespo, tată, ce faci? Nu e bine ce s-a întâmplat cu tine. Te-ai apucat de ilegalități. Cam tot fundul meu are 110. Hai să-l antrenăm și pe Traore ăsta. Măcar atâta să facem și pentru el. Da, dacă tot avem tot fundul plin de 110, să-l avem cu totul. Mai am mijlocul să-l completez cu 110 și gata. Aici mai durează. Oricum, ghișișem. Nu degeaba l-am cumpărat eu pe ciucuez ăsta. Are 150. Pace. Stop. Deci ciucuez e cel mai bun right. E cel mai bun rămâdă pe FIFA. Pe care poți să ți-l iei. E și foarte bun. Dar să coste și puțin. Pă bune, e de singurul aici. Barça versus Paris. Ronaldo! Siui! Oricum, cam asta e visor cui care e fan Ronaldo pe FIFA. Și l-a văzut. Bro, are you seriously? Are you seriously?
You better joking with me, man. Voi ați văzut ce s-a întâmplat? Ce pasă și cum s-a dus? Bro, the fuck, de ce te-ai băgat în mingi? Hai că-i out. Vidniu, văd că nu prea alerge așa tare. Ia-mă Traore ăsta. Traore. Da, știi ce mă enervează pe mine în FIFA? Că există... Ho, ho! Stai bă, nebunilor. Traore, ești bun, da, dai în gropi. Bă, e ciudat că și pe ăsta de la mine în echipă îl cheamă Thuram. La fel îl cheamă și pe ăla de mi-a picat mai devreme. What the fuck? Mie nu-mi place la FIFA, revenind la subiectul ăsta. Nu-mi place că dacă vă uitați la ăștia din afară care se joacă FIFA Mobile, bă, vedeți că îl are pe Neymar Team of the Season, 213 overrating. Și noi nu-l avem! Noi un jucător din ăsta, mă rog, noi avem... și Kimpembe. La fel și ăla nu are... Carta aici, pe FIFA planul. Și de-aia e că asta mă enervează. De ce la alții să ai... De ce alții să aibă niște jucători foarte buni? Adică Neymar ăla, Team of the Season, e cel mai bun pe partea de rețină. Adică 113 broadă. Nu-mi place că alții au alți fotbaliști pe FIFA. Man, are you kidding with me right now? La pom. Ce naiba faci? Apărele, că nu degeaba te-am cumpărat. Te-am ce upgradat. Ăla. Skill me. Ia mă, Ciucuez. Pele, dă lui Ceara. Dar stai că Ceara nu are de asta. Ciucuez. Mamă, ce s-a băgat cu oie, manul ăsta al meu. Băi, știu. Oh. Bro, are you serious? Așa, apropo, să știți că mai devreme, acum, înainte să filmez, m-am uitat la comoditatea noastră. Am văzut acolo postare și am văzut că la postarea aia am făcut-o eu, în care ce vă place mai mult dintre Nissan GTR R35, Liberty Walk și Lamborghini Aventador, am văzut că iar a ieșit egal ca la ăla cu Merzano și Lambo. Dar chiar nu-mi place că am Fine Supra pe canal, adică ăla cu audio aerob decapotabil și Supra s-a votat mai mult Supra.
Stai că mai deschidem un d-asta. Ia asta 25! Hai de capul meu. Mamă, iară skill. Și astea-s bune, mai ales pentru portar. Ia. Mamă, record breaker. 1250. Upsii. Mai trebuie să mai colectăm. Nu chiar. Că da, am vrut să zic că s-au mai dus, da. Că s-au dus și că nu mai avem la unde, da. Hai să vedem. Mai deschidem unde ăsta. Hai să îl deschidem pe ăsta. Aia. Doamne, dă să pice ceva bun. N-o bine. Da, ori. Stai. Tatu flip cardov. Rich flip. Get the player if you flip two cards of the same player. Sorcanus. Uite și o rezervă de la Borussia Dortmund. Stați așa că... Așa, asta e desfăcut. Oricum, mie mi-a picat de două ori la rând aici. Mi-a picat odată ăsta, Johansson. Și mi-a mai picat odată Diouf. Pă bune, amândoi la... Mi-a dat de două ori la rând. Chiar vreau să văd dacă... Deci dacă e să-mi pice fotbalist, îmi dă 207 plus overrate. O să fie destul de interesant. Da, bine, până atunci mai trebuie să mai așteptăm. Să mai fac roz de niște gemuleți. Oh, încă o stă. Bă, am o glumă. Nici scuze că n-am vorbit pentru... Na, la fine. Bă, am o glumă. Toți jucătorii francezi săraci se spală la Ligue 1. Ați prins gluma? Mama, ce Milan! Și acum mi-a adus aminte că Zlatan Ibrahimović s-a retras din fotbal. E destul de păcat, mai ales că unii făceau POV. Este anul 2050. Messi și cu Ronaldo au primit card icon pe FIFA. Iar Zlatan a primit card de future star.
2023. Like. Mamă, ce gol! Ați văzut golul ăla? Vai de capul meu! Deci portarul a pus mâna pe ea, doar că mingea nu mai sta la el în mână. S-a dus direct în poartă și gol. Mamă, ce tare! Rudiger, să vezi ce să fac. Bro, chiar nu sunteți în stare? Chiar nu sunteți în stare? Să dați un gol cu capul. Vă bate joc, domnule. Vă văd. Vă văd și vă și simt. Vă și simt. Hai că we are not to talking. We know how to talking. În România. Da, eu cred că taman mâine cred că o să o să luăm pachetul ăla de la Record Breaker. Mamă, 123 over rating, dar 92 chemistry. În FIFA contează să ai și chemistry, frățiorul meu. So... Na. Bine, atâta timp cât... Mamă, ce gol! Gol Golanis. Mamă, lost position. I told you. Bro, pe bune. Și acum întrebarea voastră, sau întrebările voastre, nu știu, nu sunt sigur, dar... Da. Întrebările voastre sunt... Robert, dar când o să mai postezi Driving Empire sau Duty Falls? Ei bine, o să urmeze, cum v-am și... spus pe comunitate. Încă mai am mâna scrântită și o să apară numai din astea de gaming, pentru că handicapații numai de marți încolo o să apară. Mă, dar e bun rău ăsta. Cred că e o nana. N-am fost atent la portar. Dar cred că o nana e. Acum arăta clar o nana, zic eu că era. Opa, level 31, climb reward, 15. 90. Crezi că poate avem speranțe în această seară. Mă rog, în această zi. Credeam că avem speranță să luăm pachetul ăla, dar las că mai există o zi. De ce naibii mi-a arătat dislike?
Bravo. Bravo că suntem niște incompetenți. Incompetenți. Și nu putem să... Pro. Ce? Bro, what the fuck, unde dai pasa? O dai la măta, unde o dai? Puta, n-ai biportor, ce e? Ai, 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 să mai întâmpl, să mai întâmpl, ai. Nu îmi spune că m-a dat cu același om. Na, nu cred. O, na, na. Mamă, cap de vila, mamă, ce fund are. Tun, tun. Tun, 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 tun. Stai, mă, că am și uitat muzica. Mamă, l-are pe hincapi ăsta. Ce surpriză. Da. Man. 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 Bine, 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 bine. A, pe bune. Dai. Gata. Am terminat. Ia-mă, să vedem. Ce fotbalist credeți că o să ne pice? Ia să vedem și... Okay. Mamă, Gustafsson. Asta unde jocă? Ok, ok, ok. E jucă de bunice. Da, zic că pot să-l vând. Dacă nu pot să-l vând, da, păi eu nebunesc. Nebunesc. Mamă, încă un jucător, încă un jucător, încă un jucător. Mamă, mamă, mamă. Ia mă, ce jucător avem? Și? Ah. Un austrian. Ok. Ok, acum hai să mergem aici la... Mamă, încă un jucător, ia să vedem 25 plus. Să vedem și mai așteptăm încă o dată. Ia mă, ia, 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 și, 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 și. Bro, dar de ce mă? Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Uite, bă, dar bunătățuri astea.
Puta, ce bunătățuri! Bunătățuri la maxim, bă! Dacă mai e, mă, dă-n liga? A, 44, 2 ore. Credeam că pot să-l apuc și eu pe Andrei ăsta. Dar cât costă chiar? A, 11 milioane. No, isn't... Nu e chiar așa de scump, dar... Cred că o să-l cumpăr în cel mai mare caz. Păi da, cam asta a fost ziua de astăzi. Noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!